Bine v-am găsit în studioul Graiul Sălajului la emisiunea electorală Sălajul la vot. Astăzi îl avem ca invitat pe primarul municipiului Zalău, Radu Căpârnașiu. Bine ați venit! Bună ziua! Atât! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Suntem în campanie electorală. Sunteți candidatul USL-ului pentru primăria Zalău, a treia oară candidați la aceeași funcție. Cum vă simțiți la început de campanie? Deci aș face o mică corecție, sunt a patra oară candidat la aceeași funcție și ce să spun, sigur că deja la a patra candidatură încep să te obișnuiești și cu campania și cu lucrurile mai puțin frumoase care se spun în campanie despre tine, mai ales după ce ai ajuns și în funcție după câțiva ani. E normal ca adversarii politici, normal în ghilimele, aș spune totuși, că adversarii politici să găsească tot felul de motive de atac, de la a considera inoportune realizarea, dau un exemplu, a sensurilor giratorii, lucruri care le-am mai auzit, până la, nu știu, cheltuirea banului public în diferite scopuri ascunse sau lucruri care noi întotdeauna am încercat să le facem cât mai transparent, tocmai pentru a nu avea astfel de motive sau suspiciuni pe tema asta, da? O vorbă aruncată în vânt, uneori poate mai prinde și rădăcini și ea totuși trebuie dezavoată. Nu pot să fiu de acord cu chestiuni care n-au chiar niciun fel de acoperire. Mai proaspăt în minte ne este campania din 2008. În urmă cu 4 ani ați trecut printr-un moment politic sensibil. Cum vi se pare începutul acesta de campanie față de ce s-a întâmplat atunci? Deci, aș face o simplă comparație. Dacă în 2008, într-adevăr, din punct de vedere politic, eram exclus din Partidul Democrat la acea vreme. Și se aștepta, practic, terminarea carierei dumneavoastră politice atunci? Probabil, de către unii. Pot să spun că, la acest moment, avantajul este că sunt totuși după un mandat în care anumite lucruri sau destule lucruri se văd în urma acestui mandat, a unor proiecte care deja au prins contur, unele sunt în derulare, pentru că nimic nu se oprește sau nu se încheie în timpul unui mandat, lucrurile merg în continuare, ar mai fi un aspect de semnalat faptul că există o mare șansă ca de această dată să fiu în ca și primar, având un suport mai puternic din partea guvernului, se știe, la ora actuală, USL-ul este la guvernare și cu șanse foarte mari de a câștiga și alegerile din toamnă. Este destul de important, nu atât pentru faptul că așteptăm acea milă guvernamentală din bugetul de stat, dar cel puțin ca proiectele pe care le depui să nu stagneze, uitate prin sertare și să fie dat drumul la ele, semnate contractele de finanțare după ani de zile, cum s-a întâmplat, spre exemplu, chiar pe fondurile europene. Am avut proiecte depuse în martie 2009 și am semnat contractele de finanțare după 3 ani de zile. Ceea ce este inadmisibil în condițiile în care spunem că nu reușim să tragem fonduri europene, că avem un coeficient foarte mic de absorpție acestora, ori atâta timp cât perioada aceasta de evaluare, de birocrație, să-i spun așa, este atât de mare, dacă mai punem la socoteală perioada de implementare, unele proiecte au chiar 24 de luni, perioada în care ele urmează să fie implementate, înseamnă peste 5 ani de zile de la momentul depunerii proiectului. Dacă mai socotez și perioada în care se face proiectarea propriu-zisă, ajungem la 6 ani, ceea ce este enorm. Faceți ce faceți și de la politică treceți la administrație. Cât la sută sunteți om politic și cât la sută administrator al municipiului? Pot să spun că întotdeauna am avut tendința să spun că eu nu sunt un om politic. Poate prin conformație, fiind inginer de profesie, îmi plac lucrurile mai exacte. Politica este puțin mai volatilă. Dar este important și am înțeles și eu, în cele din urmă, că trebuie să fac și politică sau, de fapt, totul este o politică. Am mai spus unele ocazii, de la o politică de personal la politica unui oraș,
totul înseamnă politică și ajungem sigur și la politica mare, ce înseamnă guvernare sau parlament, președinție. Deci este nevoie de politică, chiar dacă la ora actuală acest cuvânt este destul de compromis, să spun așa, în accepțiunea oamenilor, la fel cum de multe ori politicienii își fac singur rău, când ai tendința să vorbești de rău un adversar politic și îl faci politician netrebnic sau mai știu eu cum, deja pui o pată la ma, dar ți-o pui și asupra ta. Și de aceea, cel puțin eu nu agrez astfel de atacuri. Încercăm să păstrăm, sau cel puțin eu încerc să păstrez o anumită decență în ceea ce înseamnă exprimare și niciodată n-am făcut atacuri la persoană sau... Dacă am avut ceva de... decentă. Dacă am avut ceva de spus, am spus vis-a-vis de... cum să spun eu, eventual de ceea ce propune, dacă este fezabil, dacă nu, dacă cunoaște sau nu cunoaște vis-a-vis de propunerile pe care le face un adversar politic, dacă cunoaște situația reală sau nu. Deci, cam astea ar fi coordonatele în care trebuie, zic eu, să ne mișcăm. Bun, revenind de la alegerile din 10 iunie, bănuiesc că nu aveți emoții. În urmă cu 4 ani ați câștigat primăria din primul tur. Acum s-a schimbat sistemul electoral și cel care ia cele mai multe voturi, indiferent ce procentaj, este primar. Da, deci practic se câștigă primăria tot dintr-un tur. Dintr-un singur tur. Primăria Zalău. Toate, la ora actuală, toate primările, inclusiv Consiliul Județean, are un singur tur. Deci se va câștiga dintr-un tur. Lucru care, cel puțin principial, eu nu am fost de acord, fiindcă am spus, poate să apară o lipsă de legitimitate pentru cel care este ales într-un singur tur. Dau un exemplu foarte, foarte, așa, cât mai de înțeles, să spun. Dacă prezența la vot este 30%, ești ales cu 33% din prezența la vot, poți să ieși cu 35%, 33%, poate 30%, poți să ieși primar în condițiile în care se împart voturile, sunt mai mulți candidați, cum sunt și la primăria Zalău, spre exemplu, 10 candidați. Și atunci 33% din 30% înseamnă 10% din total populație. Ce legitimitate poate să aibă persoana aleasă cu 10% din populație? Odată ajuns primar cu acest procent, mai contează legitimitatea? Păi atunci de ce să mai fac alegeri? Haideți să-l nominalizăm pe primar sau punem un rege în fruntea țării și regele decide cine să fie primar în localități, cum sunt în anumite regate. Da. N-aș vrea să se creadă că sunt un regalist. Doar spuneam că dacă ai un astfel de sistem, atunci poate să apară anumite anomalii, cel puțin din punctul meu de vedere. Dintre contracandidații dumneavoastră, care ar putea să vă pună probleme? Radu Căpălna și eu. S-a mai văzut în politică la noi cei care candidează și sunt dați sigur să se faulteze singuri. Da, se poate întâmpla. Deci, ceea ce consider important este ca să nu fac greșeli. Nu mă caracterizez ca un om care se aventurează în... cum să spun eu, în atacuri, în discuții ne la locul lor. Da, pot să intervină uneori chestiuni care nu depind chiar de persoana ta și care să influențeze un proces electoral. Se știe că uneori oamenii votează emoțional și niciodată de aceea nu poți să fii sigur de ceea ce se va întâmpla. Este adevărat, există un sondaj de opinie extrem de favorabil pentru Radu Căpălnașiu, dar până când se trage linia după numărarea voturilor, cred că vorbim de un proces electoral. Ați fost 4 ani viceprimar și 8 ani primar. Ați început o serie de proiecte pentru municipiul Zalău, s-a și transformat orașul între timp. Ce propuneți acum zăloanilor? În primul rând, continuarea acestor proiecte, cele care sunt începute deja cu finanțări europene și, desigur, încercăm să găsim și alte soluții pentru finanțarea unor investiții. Dacă, spre exemplu, ne dorim foarte mult să avem reabilitat cinematograful Scala, cel care, sigur, sub un alt concept, pentru că nu ne mai trebuie o sală de 500 de locuri,
Acolo este un proiect pentru o sală de 250 de locuri, o sală mai mică de 40 de locuri pentru un cinematograf tridimensional, inclusiv un planetarium cu 25 de locuri, ceea ce mai regăsim doar în două locuri din țară. Însă trebuie să se înțeleagă un lucru, este o valoare estimată destul de mare, modernizarea acestei clădiri, pentru că și sala de 250 de locuri urmează să fie adaptată încât să poată să aibă loc spectacole de teatru sau teatru mic. Deci va fi inclusiv scenă, vor fi cabine pentru actori. Astfel încât Zalău să aibă, în funcție de dimensiunea unui spectacol, o sală adaptată acestor cerințe, de la ce înseamnă Casa de Cultură Municipală, fostul Club a Tineretului, care s-a finalizat reabilitarea cu o sală de 100 de locuri, o sală mai mare, sala Vrameancu, de 175 de locuri, sigur și cu un puțin alt specific, urmând cinematograful Scala sau complexul de acolo și ajungând până la Casa de Cultură a Sindicatelor, care poate să adăpostească în jur la 600 de oameni. Asta înseamnă că în următorii 4 ani de zile nu o să mai fie Zalăul fără cinematograf, Zalăul fără teatru, Zalăul fără... Deci pot să vă spun doar că avem realizate studiile pentru reabilitarea acestei clădiri, pentru modernizarea ei. Sunt, cum spuneam, sume destul de consistente, discutând de peste 4 milioane de euro, ceea ce înseamnă că trebuie să găsim soluții de finanțare, fiindcă nu este singurul obiectiv pe care trebuie să-l realizăm în perioada următoare. Sunt multe alte lucruri de făcut, de la canalizări pe fonduri europene, dar cu parte de cofinanțare, și discutăm de zone destul de extinse din oraș, străzi foarte multe, discutăm de aproape 70 de kilometri de stradă care, sau aproximativ 70 de kilometri de stradă care urmează să fie sparte, care urmează să fie pe care urmează să fie înlocuite canalizările sau extinse canalizările, și inclusiv ceva rețele de apă în zonele în care încă nu au ajuns rețelele de apă. Deci începând de la aceste lucruri și până la o nouă sală a sporturilor pe care ne-o dorim și cea existentă după reabilitare, să o putem preda, de exemplu, clubului sportiv școlar, să aibă și ei condiții pentru copii, pentru tineri, adecvate, încât, conform tradiției, Zalău să meargă mai departe cu echipele de marcă pe care le are, de handbal, de volei. Ne dorim la fel să găsim soluții de finanțare și sper că se va relansa programul pe Agenția Națională a Locuințelor, pe ANL, încât acel proiect din zona Dumbrava Nord să poată continua cu blocuri care să adăpostească în jur la 500 de locuințe pentru tineri. Cu ocazia asta cred că ne-am apropiat de ceea ce înseamnă necesarul acest moment. În zona respectivă, sigur, sunt prevăzute și alte zone de agrement, chiar un nou stadion, de care nu pot să discut în momentul ăsta, dar cel puțin să știm din punct de vedere al strategiei locația în care se va putea dezvolta atunci când vom găsi finanțare. Însă știm foarte bine că actualul stadion, neavând nici măcar terenul de antrenament, face față foarte greu la necesarul de acoperit pentru echipe de copii juniori și până la seniori. De aceea trebuie să mai găsim soluții pentru terenul, cel puțin de antrenament, pe care o să le realizăm tot în zona respectivă. Vorbim de un lucru iarăși extrem de important, continuarea șoselei de centură, și există o premisă extrem de importantă pentru... Practic este prima dată când sunteți optimist din... Eu prima dată pot să recunosc că am optimismul în rezolvarea deblocării cu poligon și pe urmă găsirea finanțării prin Ministerul Transporturilor în vederea continuării tronsonului 2 la șoseaua de centură. Chiar și astăzi am stat de vorbă cu reprezentant de la brigada din Cluj. Va veni domnul general Scarlat săptămâna viitoare la Zalău. Am avut discuții cu domnul ministru Dobrițu de la Ministerul Apărării Naționale. Am stabilit cu dânsul o întâlnire ulterioară după summitul NATO. Deci sunt șanse, într-adevăr, foarte mari de a rezolva problema poligonului. De blocare, să spunem, a obținerii avizului pentru continuarea șoselei de centură și acelui baraj de retenție proiectat de către apele române, încât asupra Zalăului să se reducă incidența inundațiilor. Știm că
Secțiunile la cursurile de voi sunt cât sunt, ele nu pot să fie lărgite, este zonă construită, vale acoperită. Noi n-am făcut decât să mai prelungim într-adevăr cu 300 de metri acoperirea băii, zona centrală, pentru a deschide o arteră și a putea crea și o zonă de pietonal. Dar oricum nu este o idee, eu recunosc, nu este ideea mea. Deci este un plan urbanistic de zonă vechi, de undeva din... Chiar după 90 există această concepție. Nu contează cine a avut ideea, contează cine taie panglica. Contează cine a găsit și finanțarea și a făcut investiția. Este foarte adevărat. Noi am făcut inclusiv proiectarea. Deci era doar o gândire. Eu sunt convins că și pe acel plan urbanistic de zonă care îl prevedem în zona Dumbrava, nu voi reuși să fac tot ce se prevede acolo, pentru că de la grădiniță, creș, complex comercial, terenuri în aer liber, zonă în care să putem muta spectacolele din centrul orașului, încât să nu mai conturbăm atât de mult circulația. Nu numai circulația, dar și pe cei cetățenii din zonă, cei care locuiesc în zonă, știm ce înseamnă muzică până noaptea târziu și la ritmurile, regimurile de sonorizare extrem de puternice, este clar că se creează un disconfort accentuat pentru cei care locuiesc în zonă de zilele orașului sau când mai există astfel de manifestări. Revenind la promisiunile electorale, în 2008 aveați în program construirea unui parc acvatic și văd că în programul din acest an reveniți cu ideea. Deci ce se întâmplă? Este, hai să nu spun singura nerealizare, dar este cea mai importantă nerealizare. Pentru simplu motiv, la acel moment am propus în programul de mandat, să spun așa, pentru mandatul 2008-2012, realizarea acelui parc, sau mă rog, zonă de agrement cu un parc acvatic, într-un parteneriat public-privat. Între timp, din păcate, legea parteneriatului public-privat a dispărut. Deci noi doream să scoatem zona la licitație în vederea găsirii unui investitor care să vină să facă investiția, să gestioneze acea afacere și Consiliul Local sau bugetul să beneficieze de o redevență pentru punerea la dispoziție acelei locații. Discutăm de fostul obor de vite, unde avem și acea sursă de apă. Din păcate, cum spuneam, a dispărut legea parteneriatului public-privat, ea a fost modificată, republicată undeva acum un an și ceva. Din păcate, nici la ora actuală ea nu este foarte aplicabilă. Deci este dificil de aplicat și sunt anumite necorelări, să spun așa, care nu-ți permit să mergi într-un parteneriat public-privat corect. Deci sunt multe lucruri care rămân în suspans și decât să creăm probleme, n-am mers mai departe. Aveam în vedere realizarea în parteneriat public-privat și a rețelei Net City, îngroparea tuturor cablurilor din oraș. Asta nu era în program, dar desigur că ne-am dorit să o facem și o dorim în continuare să o facem. N-am putut să mergem mai departe tocmai din acest motiv. Acolo chiar am scos la licitație și am avut chiar două firme care s-au prezentat la acea licitație, dar nu au răspuns cerințelor caietului de sarcini. Am anulat licitația, după aceea s-a anulat legea și am rămas, haideți să spun, blocați și cu treaba aceasta. Oricum și discutând de rețeaua Net City, ea se va desfășura în mai mulți ani, deci nu putem să discutăm în 2-3 ani de zile, se vor sparge toate străzile și se vor crea acele canalizații pentru rețele, da? Cel puțin trebuie început, trebuie să avem o strategie, trebuie să știm unde punem, ce punem. Aș trece peste chestiunile acestea de infrastructură, sigur, ele sunt foarte importante pentru că dau până la urmă calitate vieții omului din Zalău. Deci este important să ajungem să se vadă asfalt și pe străzi gen Gheorghe Pop de Băsești sau Tușer sau știu eu, sunt chiar zone centrale, cum lucrăm pe strada Olarilor, străzi vechi care încă... Strada Olarilor care are și cont pe Facebook. Are și cont pe Facebook, sigur, am mai corespondat cu cei de pe strada Olarilor, nu numai cu persoana respectivă, dar trebuia înțeles un lucru, acolo s-au finalizat lucrările la canalizare acum de vreun an jumate și
urma să se facă și investiția în ce înseamnă reabilitarea străzii. Nu poți să pui carul înaintea boilor. Și avem astfel de situații și vis-a-vis de ce înseamnă, spuneam că sunt 70 de kilometri de rețele care urmează să mai fie înlocuite sau extinse în municipiu. Vă dați seama ce înseamnă să te apuci să faci strada și peste 2 ani de zile, 3 ani de zile să vii să o spargi și să bagi canalizarea. Deci ar fi, cum să spun, toată lumea ar sări în sus de pentru gestionarea necorespunzătoare a banilor. Vedeți, se întâmplă și la ora actuală, cu toate că deja strada Gheorghe Doja a fost făcută de mai bine de, nu știu, 15 ani sau când, și o parte din ea, o parte a fost făcută chiar pe vremuri înainte de 89, dar partea din Amonte a fost făcută undeva acum vreo 15-16 ani. Trebuie să se înlocuiască conducta de gaz. La ora actuală se decupează din carosabil, s-au înlocuit deja o parte din conductă. N-avem ce să facem, chiar dacă suntem convinși că niciodată după o refacere drumul va mai arăta la fel. După 12 ani în primărie, ce ați avea să vă reproșați? N-am să niciodată să-mi adun reproșurile față de mine, pentru că mi le fac alții destul. Deci eu stau să le contabilizez doar. Dar, sigur, sunt lucruri care încă mă nemulțumesc. Unele am reușit să le schimb. Îmi doresc ca să avem din partea funcționarilor publici din primărie un comportament cât mai apropiat de ceea ce așteaptă oamenii. Desigur că și oamenii unor au partea de vină, deci vin foarte montați la un ghișeu sau la centru de relații cu publicul și tonul este, să spun așa, neadecvat. Până la urmă, fiecare trebuie să înțelegem că suntem oameni și trebuie să avem un dialog civilizat. Și până la ce înseamnă lucrări în oraș, pe care de multe ori eu le consider ca fiind necorespunzătoare, chiar din partea unor firme, mai să spunem, puternice, chiar și din partea citadinului, unor lucrările nu le consider corespunzătoare, mai corectăm pe cât posibil. Eu zic că s-au schimbat lucrurile în sens pozitiv, cel puțin în ultima perioadă, dar mai sunt multe lucruri de făcut, pentru că pe mine mă interesează și chestiunile de detaliu și cei de la citadini, spre exemplu, înțeleg mai greu că atunci când merg și trag un covor asfaltic, trebuie să mă mai și dacă lipsește o bordură, să pun și bordura respectivă, altfel acel drum nu va avea ținută. Contează și acest lucru. Ne-am apucat, acum ați văzut, s-au făcut foarte multe lucrări de ridicări de borduri, de aliniere a lor și așa mai departe. Se lucrează la spații verzi, schimbăm puțin și aici conceptul, pentru că nu mai doresc să avem atât de mult spațiu verde care să fie plantat cu flori și care după o săptămână, pentru că cresc buruienile, să tot trească să pigulești. Doresc ca aceste spații să poată fi întreținute mai ușor, cu costuri mai mici, pentru că nu suntem atât de bogați să ne permitem costuri foarte, foarte mari și să ajungem și pe alte zone decât cele pe care am ajuns până acum. Deci să putem să extindem arealul zonelor verzi pe care îl îmbunătățim. De la ce înseamnă plantări, gazon, flori, toate aceste chestiuni. Apropo de pansamuțe. Dar avem nevoie foarte mult și de ajutorul oamenilor, cel puțin în zona blocurilor. Avem exemple pozitive în acest sens, în implicarea unor asociații de proprietari sau pur și simplu a unor cetățeni din blocuri care ne solicită și îi sprijinim în amenajarea din jurul blocului în care locuiesc. Ziceam, apropo de panseluțe, la începutul anului parcă ați avut o idee cu refolosirea serelor care aparțin de primărie, de ADP. Da, o parte din sere au fost folosite pentru a se cultiva verdețuri, legume. Asta am făcut-o și dintr-un alt motiv, nu atât pentru că ne dorim să facem o afacere la citadin din vânzarea de salată sau din roșii, dar vroiam în primul rând să arătăm costurile care se pot obține la astfel de legume. Am ieșit cu ele pe piață și chiar sunt foarte căutate la ora actuală. Va trebui să ne punem firmă la mesele din zona pieții unde se vând.
Cu siguranță vom avea o poziție și în noua... Ați coborât prețul de pe piață? Am coborât prețul de pe piață și este foarte căutat pentru că sunt și de calitate. Se știe că nu este import și adus nu știu de pe unde și cu ce îngrășămite sau cu ce se stropesc acele plante. Deci se apropie de ceea ce înseamnă bio. N-am umblat să obținem certificat bio, dar se poate chiar și acest lucru dacă vom considera în continuare că trebuie să creștem chiar această chestiune. Mi-aș dori să avem o societate care să fie chiar sub ordinea Consiliului Local și să facă astfel de lucruri, pentru că ai putea să gestionezi puțin altfel costurile în piață. Deci eu cel puțin am fost nemulțumit și sunt încă nemulțumit vis-a-vis de piața din Zalău, pentru că prețurile la legume, fructe în Zalău sunt mai ridicate decât în alte orașe, chiar decât în Cluj. Ceea ce este un semn de întrebare și pe care nu poți gestiona, nu poți să impui prețuri, nu trăim în vremuri în care se stabilea mercurialul, dar trebuie să totuși să găsim pârghiile economice prin care să aducem aceste prețuri la... Se vor schimba lucrurile odată cu inaugurarea halei agroalimentare? În primul rând vom avea un comerț mult mai civilizat, în primul rând sau în al doilea rând vom obține o calitate a produselor sau vom cumpăra produse mai de calitate care nu se degradează iarna la, din cauza frigului, iar vara la, nu sunt expuse la deshidratare. Vor fi inclusiv condiții de depozitare pentru legume, fructe sau cum e sezonul de pepen, de exemplu, unde să pui în cameră frigorifică. Va fi un alt exemplu, cântarul clientului în care poți să mergi să-ți verifici marfa dacă comerciantul nu te-a păcălit. Deci vor fi condiții bune și, desigur, pe lângă legume, fructe, cam ne-am rezumat doar la astea, vor fi acele spații destinate și pentru ce înseamnă produse din carne, lactate, chiar și alte produse în funcție de spațiile care rezultă în urma realizării acestei construcții. Va fi, pe de altă parte, o construcție extrem de estetică care se va înscrie în zonă, foarte bine în zonă, și cu locuri de parcare în subteran, încât accesul să fie foarte facil. Nu ne rămâne decât să grăbim finalizarea acestei investiții și pe care ne dorim, într-adevăr, să fie în funcție cât mai repede. Cum ați comentat afirmația Radu Căpâlnașiu n-a făcut nimic la primărie? Păi nu la primărie trebuia să fac în orar. Dar am făcut și la primărie pentru că am implementat, spre exemplu, ISO 9001, haideți, pentru cei care nu cunosc ce înseamnă treaba asta, un management al calității înseamnă că există proceduri de lucru, înseamnă că fiecare om cunoaște mai bine, pe lângă fișa postului, care sunt relaționările cu celelalte compartimente, și până la urmă înseamnă chiar relația umană pe care trebuie să o ai și în primărie, dar și în afara primăriei cu oameni. De ce v-ar vota zălăuanii pentru a patra oară, a cincea? Eu cred că pentru continuitate, în primul rând, pentru că sunt proiecte în derulare, dar nu numai, pentru faptul că am acumulat suficientă experiență și nu sunt nici chiar atât de bătrân încât să nu mai am forța de a duce mai departe aceste lucruri. Sunt, nu știu, câteva lucruri care eu le consider ar fi în avantajul meu și se pare că și în accepțiunea oamenilor. Există acest lucru din moment ce sondajele de opinie îmi dau chiar valori mai mari decât în 2008. Vă mulțumim pentru prezența în studioul Graiul Sălajului. Vă mulțumesc și eu și sper să ne întâlnim după campania electorală, să putem face bilanțul campaniei electorale. Mulțumim!